Din nou vă salut de aici, din Israel. Sunt Daniel Stanger. Abia am încheiat pelerinajul cu grupul Vocea Creștinilor, 40 de români din toate colțurile lumii, din America, Canada, Australia, Olanda, Austria, Ungaria, Italia și Franța și România. Mulțumim lui Dumnezeu pentru paza pentru cele 8 zile de pelerinaj Israel și Iordania. Și acum vreau să vă prezentăm câteva idei sau câteva mărturii ale oamenilor și câteva lucruri pe unde am umblat. Și bineînțeles, vrem să vă invităm de asemenea să veniți în următorul pelerinaj pe care l-avem în 6-11 octombrie. Mai sunt locuri, așa că înscrieți-vă pe site-ul nostru. Dragilor, suntem la Zidul Plângerii aici în fața noastră. Aici este parte din grupul nostru. Cum este în Israel? Foarte frumos, liniște, noi mai fost anul trecut, dar astăzi acum am revenit. Și e bine? Și foarte bine. E liniște? E liniște, pace. E pace. În afară de căldură, totul e ok. E august acum, le vrem pe toate. Eu sunt uimită de atâtea familii tinere și cu mulți copii, unul după altul. Care mai frumos. Sunt uimită și ar trebui să luăm exemplu și noi în România și în alte țări. Ce ziceți, sora? Sunteți veterană de vârstă cu noi aici? Da, cred, nu știu. Și cum e? E bine? Foarte bine. Slavă Domnului! Foarte bine, mă simt foarte, foarte bine. Dar ghidul ăsta nu vă duce prea repede? Nu. Nu? Ghidul e un om deosebit, Dumnezeu să-l binecuvinteze și familia lui la fel. Amin, 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 mulțumim frumos! Și pe tot grupul! Și pe tot grupul, așa este, așa este. Sunt la rugăciune ceilalți din grupul nostru, la Zidul Plângerii. Ok, dragii mei, plecăm de la Marea Galilei, plecăm de la Muntele Fericirilor. Grupul nostru este aici undeva, ia uitați! Așa, așa, așa. Ia zi, frate Dorin, cum au fost zilele astea? El Niflatur, cea mai bună, cel mai bun ghid, sunt fericit, recomand. Deci a fost fain. Super, nu fain, la superlativ. Război? Nu, e pace. Slavă Domnului. Amin. Din nou vă spunem tuturor bună ziua. Suntem în localitatea Iope și suntem la Biserica Sfântului Petru, un fel de landmark aici în orașul Iope, o biserică construită pe ruinele casei Dorcăi sau a Tabitei. Și mai avem aici câteva persoane din grup și l-avem pe fratele Ciprian, care vrem să ne spună, fratele Ciprian, cum a fost săptămâna asta, ultima zi a noastră aici sau a voastră aici, cum a fost săptămâna asta? Hei Daniel, te salut și îți mulțumesc pentru timpul care ni l-ai oferit împreună cu firma de turism elniflatours.com. Tu ai fost cu noi în această săptămână, o săptămână plină de lucruri frumoase, locuri frumoase, oameni minunați, frumoși, cu care ne-am bucurat să avem o părtășie alături de tine și cu întreaga comunitate Vocea Creștinilor. Cu tot grupul de pelerini am fost în Iordania, am revenit în Israel, o situație sigură, un pelerinaj sigur, chiar în pofida unor mici impedimente ieri, duminică, dar astăzi suntem la sfârșit de pelerinaj și mergem acasă. Ne-am bucurat, am primit multe informații, am filmat cu toții, ne-am bucurat cu toții, așa că, Daniel, îți mulțumim ție, în primul rând, că te-ai pus la dispoziția lui Dumnezeu și la dispoziția noastră să poți să ne ghidezi acest tur. A fost foarte frumos și vă recomandăm să fiți parte, să veniți dacă puteți și vă doriți lucrul acesta, să luați legătura cu Daniel. Avem pelerinaje împreună noi, Vocea Creștinilor, cu Elnifra Tours. Dacă nu găsiți mult mai multe informații pe elnifratours.com. Daniel, încă o dată îți mulțumesc, fii binecuvântat, tu și casa ta și compania ta să prospere în continuare. Amin. Pentru că faci o lucrare minunată, mai mult decât tot ce înseamnă financiar, tu faci o lucrare spirituală, aduci oamenii care să întâlnească și să aibă o părtășie reală aici în Israel, pe urmele lui Isus. Amin, mulțumim frumos, Ciprian, mulțumim tuturor celor care ați venit, ia uitați aici! Minunat! Cel mai safe turneu!
Bun, slavă Domnului, aceștia sunt viteji din luna august. Fiți binecuvântați cu toții. Ia uitați-vă toți aici. Amin, 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 amin. Mulțumim frumos de aici din Iope. Vă binecuvântăm pe toți. Și nu uitați, sunteți cel mai bun ghid din tot Israelul. Mai facem o poză de... Îmi ridicați mâinile, mă închin în fața.